teritoriul istoria militară a României, cu precădere cu relevarea personalităților mareșalilor Cercii de Ambergură, care face parte dintr-un proiect cultural intitulat Onor la Mareșal, proiect cultural gândit de muzeografa Viorica Zguta, colega noastră, care a ieșit la pensie și care a instituit, vă spuneam, acum 19 ani, această acțiune de ambergură, care are ca scop final înțelegerea sacrificiului și a eroismului armatei române, conduse de personalități de seamă, militar de carieră și, în același timp, și de oameni politici care au știut să gândească la binele acestei țări. Pentru aceasta, muzeul nostru a organizat această expoziție intitulată Mareșalii ai României sau Mareșalii României, cu, și cu gândul de a înțelege că peste tot în țară există oameni care s-au sacrificat și care au trăit drame, atât personale cât și familie, pentru a face față eroismului de pe câmpurile de luptă. Așadar, acei veterani de război pe care îi cunoaștem și sunt mereu între noi. De aceea, astăzi la acțiune participă Asociația Veteranilor de Război din municipiul Vaslui, membrii acesteia și chiar conducătorului, domnul colonel Avram. De asemenea, avem în mijlocul nostru oaspeți dragi de la Asociația Cultului Eroilor, militari activi, cum ar fi, de exemplu, domnul colonel Gheorghe Vasiliu de la Bârlad, cel care este prezent în cadrul expoziției noastre cu o importantă colecție, atât de cartofilie, cât și de medalistică și ordine, medalii, reprezentări simbolice ale armatei române și, în același timp, ale oamenilor care au purtat această înaltă demnitate militară de mareșal. Am conceput această expoziție și pentru că, începând de astăzi și până duminică inclusiv, municipiul nostru își sărbătorește zilele și deschiderea acestor acțiuni culturale în cadrul zilelor municipiului Vaslui s-a făcut deja la ora 10 la Biblioteca Municipală, prin județean Nicolae Vescu Spătaru, prin lansarea două volume ale unor scriitori din Bârlad și prin continuarea, așa cum observați, a vernisajului acestei expoziții acum la ora 11, după care vă invităm la ora 12 la un colocul științific legat de personalități de seamă ale Vaslui. Salutăm prezența unor profesori de istorie talentați din municipiul nostru, legat de județ, de istoricul militar al zonei. De asemenea, foarte mulți copii care cu drag au venit cu profesoara coordonatoare, doamna Elena Anușca Bogolan, la această acțiune a noastră, cu gândul de a încerca să cunoască câte o frântură din istoria neamului românesc, relevant pe pia județului Vaslui. Să continue munca și tradiția proiectului cultural de care vă vorbeam în mod la Mareșal. Este vorba de muzeografii Maria Martinescu, Oana Rusu și, în urmă, muzeografii culturală Mihai Jelan. Ei trei sunt cei care au conținut și au organizat această expoziție. Avem de domnul colonel Gheorghe Vasiliu de la Bârlad, un cunoscut pasionat colecționar, cel care este prezent prin obiectele sale într-un segment important al expoziției noastre. Dați-mi voi, pe început, să
ați observat că s-a pus accent mai mult pe relevarea personalităților militare care au această demnitate de mareșal, dar trebuie adăugat faptul că și o parte din conducătorii politici ai României au avut această demnitate militară. Este vorba de regele Ferdinand III și de regele Carol al II-lea și, în ultimul rând, regele Mihai I. Sigur că alături de ei sunt patru distinși foști generali, oameni de armată, așadar, cu școli militare superioare făcute în afară și în țară și care au avut o influență covârșitoare asupra planurilor de luptă de la Mărăși, Mărășești și Oituz și a celor de apărare din cel de-al doilea război mondial. Este vorba de mareșalii Alexandru Averescu, mareșalul Constantin Pezar, Ion Antonescu și, desigur, și generalul Ion Rășcanu, legați de municipiul Vaslui, atât în calitatea sa de prefect, cât și de, cum vă spunea colega, lectitor al Bisericii Cugioasa Paraschiva, alături de mareșalul Ion Antonescu. Salutăm prezența scriitorilor și a colegilor de la Biblioteca Județeană Nicolae Eminescu Spătaru, care vă spuneam că pe tărâmul scrisului marchează și ei, ca și noi, pe tărâmul istoriei, zilele municipiului Vaslui, pentru care vă rog să aplaudăm. Primarul municipiului Vaslui, profesorul Valeriu Caragață, pe care am să rog să ne spună câteva cuvinte despre zilele municipiului Vaslui, despre ceea ce se dorește în aceste trei zile de sărbătoare. Vă rog, Bună ziua! Pentru început vă adresez un salut și un bun venit aici, în această instituție. Eu, chiar dacă o folosesc stereotip, biblioteca împreună cu muzeul, consider că reprezintă un monolit de cultură care vă oferă posibilitatea să vă delectați sufletul și mintea cu lucruri frumoase și interesante. Este adevărat, începând de astăzi, începe maratonul dedicat zilelor Municipiului Vaslui. Am început cu două lansări de carte, continuăm cu această expoziție de istorie, de dovezi, în ceea ce privește mareșalul României. Un colofiu care urmează mai departe și va trezi interesul vis-a-vis de oameni de seamă ai acestui județ. Continuăm cu vizitarea Castelului de Apa, așa de
poate de prezentare, obiecte care să încadreze pe cel mareșalul în epocă. De asemenea, o să vedeți și o parte din obiectele din colecția de arme a Muzeului Ștefan cel Mare și Vaslui, dar și monezi și ordine metalice, tot din colecția Muzeului Județean din Vaslui. Acestea fiind spuse, nu vreau să închei, dar nu înainte de a mulțumi întregului colectiv al Muzeului Județean din Vaslui și spun că așa, pentru că nu vreau să omit niciun coleg, pentru că toți colegii au participat la realizarea acestei expediții. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru prezență și vă mai așteptăm și la altă ocazie. Care a participat alături de Muzeul Județean Ștefan cel Mare Vaslui și de Complexul Muzeal Moldova Iași la organizarea acestei acțiuni, acestei expoziții. Permiteți-mi să menționez în mod special pe colegul nostru Plecu Albert, cel care a lansat, să zicem, partea de numismatică și metafizică a acestei expoziții, chiar dacă el nu a fost menționat ca autor al acestei expoziții. Vă rog, domnule comandant. În primul rând, să mulțumesc conducerii Muzeului Ștefan cel Mare din Vaslui pentru invitația făcută de a participa cu unele exponate din colecția personală. Vă mulțumesc pentru cele prezentate. Sunt o parte din obiecte pe care vă mulțumesc. Altele sunt la expoziții din țară și prezentate, dar pentru Vaslui am rezervat ceea ce făcea obiectul interiorii la care ne aflăm. Fapt pentru care prima parte a expoziției unui subiect în vitrină. Aici sunt prezentate medalii, exclusivitate originale despre regalitatea românească. În a doua vitrină, din mijloc, sunt realizări ale unor instituții militare din țară și străinătate care au participat în anumite activități în țara noastră și unde s-au putut prin monetariul statului și alte instituții unele medalii și plachete. De asemenea, avem o altă vitrină în care se găsesc niște ordine care la ora actuală le vedem doar la televizor că le mânează președintele țării unor personalități, dar ele aici se află în original, este vorba de Steaua României, grad de cavaler, grad de mare cruce, grad de mare ofițer. Și avem și celelalte medalii care au aparținut unor personalități militare în acea vitrină vis-a-vis de cele actuale. De asemenea, avem o vitrină cu niște insigne militare, atât în această perioadă, cât și din perioada în care și-a desfășurat activitatea Mareșalii României. Și ultimul segment al expoziției prezintă exponatul de cartofilie în original, care putem spune că pleacă de la școala fiilor de militari, unde mareșalul prezant și a început cursurile și terminăm cu regimentul Rahova din Vaslui, șapte Rahova, unde și-a încheiat activitatea. Deci, cu alte cuvinte, am urmărit un itinerar a tuturor mareșalilor și a regalității României din acea perioadă, locurile pe unde au trecut și nu lipsite de importanță, edificiile în care și-au desfășurat activitatea, care actualmente fie că mai există, fie că au fost cedate, fie că au fost demolate. Fac precizarea că tot ceea ce vedeți sunt lucruri inedite, nu apare nimic copii, nu sunt niciun fel de copii în acest sens. Și de asemenea, există foarte multe corespondențe cenzurate din primul război mondial, care actualmente se află la o expoziție din Portugalia, la Lisabona. Și cu ocazia celei de-a 20 ediții de copii invitat, am să prezint în exclusivitate pentru vasluienii noștri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să vedeți. Celui care mi-a fost
director, Ioan Mantar, care m-a învățat să fac o expoziție și dedic această expoziție domnului director Ioan Mantar. De asemenea, mulțumesc sprijinului care mi-a fost acordat celor trei colegului meu, directorului meu, Laurențiu Chiria. Și de asemenea, vreau să aduc o mulțumire celui care mi-a fost directoare, Viorica Vista. Vă mulțumesc!